N-aveți voi idee câți cai are mașina asta, dar o să aflați în această prezentare. Cine spune că Toyotele sunt lente sau că au materiale proaste, habar n-are mașini, pentru că nu s-a documentat și nu cunoaște și nu analizează bine în detaliu niște chestii. Am prezentat recent un Lexus ES300H și observ că mulți n-au înțeles ce am vrut să spun. N-aveți idee cât de premium sunt aceste mașini, pentru că n-ați interacționat niciodată cu ele și voi confundați un design care de altfel este foarte logic și estetic, dar analizați după niște criterii deloc relevante ale voastre. Voi aveți impresia că România e buricul pământului și că dacă o mașină n-are nu știu ce, e o mizerie. Păi ăștia fac mașinile după alte criterii, care sunt cele predominante la nivel global și mai mult decât atât, analiza unui produs reprezintă ceva obiectiv. Așa că nu mai confundați aspectul care aveți dreptate, poate să nu vă placă, cu calitatea asamblării. N-au absolut nicio legătură. Dacă o mașină are materiale bune și nu are greieri, este premium, chiar dacă poate nu-ți place cum arată. Că vă place sau nu, această mașină are valențe premium, pentru că la ce interior are și o să-l vedeți în această prezentare, cred că unii dintre voi măcar îmi puteți da dreptate. Se pare că personajul Victor Petrini din acea carte este chiar bunicul meu, respectiv tatălui, pe care eu nu am apucat să-l cunosc, nici taică-miu, că l-a văzut de 3 ori în viața lui, pentru că el a fost poet, numele lui fiind Constantin Salcia, văr cu Zaharia Stancu, din comuna Salcia, și ei erau foarte buni prieteni cu celebrul Marin Preda. Și exact ce a pățit omul ăla în realitate se întâmplă în acea carte, cu foarte, foarte mici diferențe. Adică a prins comunismul ăla din perioada lui Dej și acolo în film, și în carte respectiv, un gardian analfabet care nu știa să pronunțe numere cu mai mult de două cifre, de la 1753, i s-a spus 17:53 după ce l-a rupt cu bătaia pe deținutul care, din păcate, a rostit numărul așa corect, cum se spune. Aceste portofele sunt făcute cu o piele de calitate. Este piele naturală, așa că un buletin precum este acesta poate fi băgat aici fără probleme. Și de asemenea, orice tip de card, fie că înseamnă card bancar, cum este acesta, sau permis de conducere, cărți de vizită, card de sănătate, badge-uri de acces, pot fi băgate fără probleme în aceste buzunare. Și foarte important, cusătura este cu autostrângere, adică nodul e făcut de așa natură încât este imposibil să-l desfaci și n-ai cum să aplici toată ta forță pe astea încât să se rupă. Adică ăsta mi se pare cel mai practic dintre ele de zi cu zi, pentru că încape buletin, încap bani, încap carduri și este foarte compact, adică îl vedeți față de o palmă normală cam cât de mare este. Procedeul de vânzare este o artă și vorbesc în cunoștință de cauză că l-am practicat vreo 13 ani în domeniul bancar și aici nu mă refer la a vinde ceva ce se vinde singur, că aia nu e greu deloc. Vine omul la tine cu nevoie, tu doar ești un procesator, ci de a vinde ceva ce poate persoana aia nu știe că are nevoie. Imoral este să vinzi ceva ce chiar nu necesită respectiva persoană. Și chestia asta a fost bine remarcată de un urmăritor care apare cu ID-ul Tracking Călin, Call In, ceva de genul. Știe el despre cine e vorba, un celebru dubițar, să zic așa, din zona de comentarii, care de multe ori participă cu niște chestii foarte interesante pe acolo în scris. Și observ tactica asta foarte ingenioasă de vânzare la McDonald's, unde nu te întreabă dacă vrei meniu mare, ci zice, vreți cola la 0,5? Și tu zici, da. Doar că implicit, cererea respectivă îți aduce și o porție mai mare de cartofi, care crește prețul meniului. Și cumva, probabil, undeva acolo în America, tot așa se face cu o asemenea mașină. N-aș avea exact de unde să știu, cu confirmare, pentru că această mașină nu este adusă oficial în România și deși ea se află în curtea reprezentanței Toyota Arena Auto de la Ploiești, nu a fost adusă de către aceștia, ci se află în curtea asta pentru că un proprietar privat, care a mai avut diverse alte mașini similare, precum un Ford F-150 Raptor, care se întâmplă să fie ca model chiar vis-a-vis și o să-l și prezint în maxim o săptămână, cred, de la ProLeasing Motors, care este o celebră reprezentanță din această zonă, iar această mașină a fost importată de el și adusă aici pentru partea de, probabil, mentenanță ulterioară, omologare, tot ce se face. Dar, din păcate, sau din fericire, depinde de caz, nu e un model care să facă parte din paletarul european. Și asta e o Toyota de care mulți dintre voi habar nu aveți. Nu aveți voi idee câți cai are mașina asta, dar o să aflați în această prezentare. Cine spune că Toyotele sunt lente sau că au materiale proaste, habar n-are mașini, pentru că nu s-a documentat și nu cunoaște și nu analizează bine în detaliu niște chestii. Am prezentat recent un Lexus ES300H
și observ că mulți n-au înțeles ce am vrut să spun. N-aveți idee cât de premium sunt aceste mașini? Pentru că n-ați interacționat niciodată cu ele și voi confundați un design care de altfel este foarte logic și estetic, dar analizați după niște criterii deloc relevante ale voastre. Voi aveți impresia că România e buricul pământului și că dacă o mașină n-are nu știu ce, e o mizerie. Păi ăștia fac mașinile după alte criterii, care sunt cele predominante la nivel global și mai mult decât atât, analiza unui produs reprezintă ceva obiectiv. Așa că nu mai confundați aspectul care aveți dreptate, poate să nu vă placă, cu calitatea asamblării. N-au absolut nicio legătură. Dacă o mașină are materiale bune și nu are greieri, este premium, chiar dacă poate nu-ți place cum arată. Că vă place sau nu, această mașină are valențe premium, pentru că la ce interior are și o să-l vedeți în această prezentare, cred că unii dintre voi măcar îmi puteți da dreptate. Ea se numește Toyota Tundra 1794 Edition. Dacă aș fi analfabet, a zice 17,94, precum celebrul gardian din filmul Cel mai iubit dintre pământeni, care de fapt e un film după o carte și fac mențiunea că, din cercetările private pe care le-am făcut cu taică-miu, se pare că personajul Victor Petrini din acea carte este chiar bunicul meu, respectiv tatălui, pe care eu nu am apucat să-l cunosc nici taică-miu, că l-a văzut de 3 ori în viața lui, pentru că el a fost poet, numele lui fiind Constantin Salcia, văr cu Zaharia Stancu din comuna Salcia și ei erau foarte buni prieteni cu celebrul Marin Preda și exact ce a pățit omul ăla în realitate se întâmplă în acea carte cu foarte, foarte mici diferențe, adică a prins comunismul ăla din perioada lui Dej și acolo în film, și în carte respectiv, un gardian analfabet care nu știa să pronunțe numere cu mai mult de 2 cifre de la 1753 i s-a spus 17,53 după ce l-a rupt cu bătaia pe deținutul care, din păcate, a rostit numărul așa corect, cum se spune. Revenim la povestea asta a mașinii. 17,94 ăsta este, de fapt, anul de fondare al unei ferme care a fost fondată de un individ pe nume Casanova în San Antonio, Texas. Și în anul 1794 a luat naștere una dintre cele mai mari ferme de vite din colonia respectivă, din statul Texas de atunci. Pe acel loc, Toyota dezvoltând o uzină de producție unde se face chiar această mașină și ediția de dinainte, care de asemenea a avut un nivel de echipare numit așa, unul dintre cele 7 pe această prezentă mașină. Și este un pick-up truck care are o poveste foarte interesantă. Cred că știți cu toții că americanii sunt mari consumatori de papuci din ăștia, dar nu sunt singuri. Australienii și tailandezii mai sunt unii, însă în moduri diferite. În Australia este un teren foarte, foarte precar, adică ai foarte multe drumuri proaste și lungi, fără posibilitate de alimentare. De-aia oamenii aia sunt nebuni cu off-road-ul și în general sunt foarte mari consumatori de off-road de calitate și știu foarte bine să facă modificări. Nu degeaba există firme precum OME, Old Man Emu, care fac niște suspensii foarte bune ce sunt prezente și pe un pick-up truck puțin mai mic decât acesta, ca versiune opțională a kitului TRD, Toyota Racing Department. Și tailandezii sunt foarte buni în a produce camionete și în a le proiecta. Este una dintre cele mai mari piețe statistic. Știu că cele mai multe camionete raportate la numărul de locuitori sunt în Thailanda, acolo unde, de exemplu, Isuzu D-Max este construit și proiectat, iar împreună ăștia toți știu să facă niște lucruri. Și clar, în piața americană, camioneta reprezintă un vehicul de stil de viață. Și se vede chestia asta prin numărul de vânzări. Ford F-150 este atât de vândut încât, efectiv, se comandă 1 la 37 de secunde. Cam asta este cadența. Sunt cu milioanele și ăla e numai un model. La fel se întâmplă și cu cele Toyota și cu toată gama GM și cu gama Chrysler, respectiv ramurile. Și sunt foarte multe variații de mărime, pentru că ai cele care, pe care noi le considerăm ca fiind de norme, cum este asta, sunt de fapt un entry level, pentru că în general asta este camioneta de bază și nu e considerată heavy duty. Toyota nu s-a dus în segmentul de heavy duty, însă ceilalți competitori producătorii americani oferă vehicule de clasă superioară, că ele se numesc în principiu half ton truck, 3.5 quarter ton truck, ceva de genul, și full ton truck, adică niște clase, nu înseamnă neapărat un anume o valoare de sarcină. Și așa că vei vedea heavy duty la modul 1500, 2500, 3500 și așa mai departe, până la o clasă de camion, adică sunt mașini care sunt efectiv capete tractor cu cabine de așa ceva.
dacă le vezi parcate undeva fără niște repere, precum oameni, copaci, alte mașini, ai putea să spui că-s cam la fel. Dar când te apropii de ele și constați că tu ești înalt până aici, la 1,90, îți dai seama că de fapt conduci un Actros care arată ca o mașină. Cam asta este logica. Iar sarcinile de tractare ale acelor mașini le fac efectiv camioane. Adică cu așa ceva, în Statele Unite ale Americii poți să ai sarcină totală, cât pui în ea în benă plus ce transporti, undeva la, cred că 50.000 de livre, de pounds, adică vreo 26 de tone, ceva de genul, ceea ce cu o mașină europeană nu vei putea face niciodată. Așa că asta e undeva la întâlnirea dintre acele lumi, să zic așa, în ideea în care este normală, tractează doar 5,7 tone și poate să aibă o sarcină în benă de 850 de kilograme. Astea sunt valori de fabrică, însă depinde foarte mult de permis, de locul unde sunt vândute. În America n-ai restricții pe permis în acest fel. La noi o conduci cu B-ul, dar s-ar putea ca dacă tragi o remorcă cu un ATV să-ți trebuiască C+E sau B+E, în ideea în care depășești masa maximă totală autorizată. Și se văd chestiile astea pe drum public, în care persoane care dețin permis B merg cu Sprinter, care este de 3 tone jumate cu roată simplă pe spate, au o mașină pe platforma sprinterului și încă două remorci cu câte o mașină fiecare. Este ultra dosar penal acea configurație din punctul meu de vedere și practic dacă stai să te gândești ține de permisul fiecăruia și de felul în care sunt făcute. Nu-i problemă. Aici e un spațiu public, eu n-am nicio pretenție să mi se acorde mie, nu știu ce statut privilegiat, așa că continuă prezentarea. Ideea este că formatul ăsta de mașină este mult peste ce folosesc europenii, dar este o bază, să zicem, normală în America, unde găsești și camionete o idee mai mici, cum este Toyota Tacoma, dar ele cumva sunt mai plăpânde. Așa că n-aș spune că e o camionetă plăpândă nici în America, dar este ceva normal, mai ales în statul Texas, de unde și provine, și în cinstea căruia are și această denumire, și o să vedem și niște chestii interesante pe sub capotă. Istoricul Toyota pe camionete începe cu mașina teroriștilor, și anume Hilux, care este o somitate, nu mai necesită o prezentare, că oricum am făcut-o deja acum aproximativ un an sau doi, nu mai știu, oricum, e pe canal acolo, și era prea mică pentru ce fac ei și atunci și-au dat seama prin 1982 că deja GM-ul și cu Chrysler-ul și Ford-ul erau cu camionete babane, să ofere ceva de lifestyle și a apărut Toyota T100, care în esență era un soi de Hilux mai mare, ce putea să aibă și niște motoare V6. Dar erau cam mici pentru ce făceau americanii. Și în perioada respectivă s-au văzut niște modificări. De exemplu, Camry-urile care erau făcute pentru Asia erau mai înguste și mai scurte. Cele făcute pentru America au devenit mai late și mai lungi. Tot Camry erau, dar erau caroserii diferite. Wide body, narrow body. La fel, celebra Toyota Previa, care este un monovolum exemplar prin design și prin ceea ce a însemnat pentru cultura auto, este o mașină care e de menționat pentru că avea un motor culcat pe o parte, într-o parte, care alimenta un soi de transmisie ce era pusă tot așa central și avea și compresori de supraalimentare pe unele echipări. Foarte mișto, sper să apuc să prezint una vreodată, doar că, din nou, nu era pentru piața americană la nivelul maximal, așa că a apărut în locul ei Toyota Sienna, care alături de Honda Odyssey sunt niște minuni cu motoare de 3,5, cel puțin în generațiile anterioare, care bat la cur pe autostradă multe mașini cu pretenții și au niște consumuri de tot râsul, în sensul că sunt foarte bune, chiar dacă motoarele alea au aproape 300 de cai. Și revenind la camionete, asta a făcut T100 față de Hilux, era puțin mai mare. Doar că n-a fost suficient, așa că în 1999 a venit numele de Tundra, care practic era o variantă de camioneta a Toyotei Sequoia, care este ceva enorm din punctul nostru de vedere, pentru că există și tata lor pe mărime, Ford Excursion, care în esență este o camionetă de segment heavy duty, 2500, care e făcută să arate ca un SUV și nu are benă. Dar există și unele private mai mari, care sunt făcute de tot felul de firme, care sunt practic niște camionete enorme, de segment ultra heavy duty, făcute SUV-uri, care probabil au 11 locuri înăuntru. Dar alea nu sunt ceva de serie. Și practic Sequoia ca SUV este peste un Land Cruiser, cum este J200 sau J300, sau peste Lexus-ul LX. Și camioneta lui este asta și se produce și Sequoia în continuare cu un design boxy modular exact ca acesta. Și dacă stai să te uiți un pic la setul ăsta de chestiuni pe aici, îți dai seama că e o mașină foarte, foarte paradoxală, pentru că nu-i deloc plăpândă la putere, este hibridă full,
cu un sistem pe care nu te-ai gândit că Toyota urma să-l facă. Nu are ECVT, nu are CVT, are o cutie cu 10 trepte cu convertizor, la care însă adaugă un motor electric de vreo 250 de Nm și 48 de cai. Și sistemul se numește iForce Max și el este alimentat de către un motor foarte modern, care este la nivel de top din punct de vedere al oricărui brand, pentru că vorbim de un V6 Twin Turbo benzină de 3,4 litri, care dezvoltă el singur între 352 și aproximativ 392 de cai. Aici are 392 de cai și 650 de Nm și în total acest sistem dezvoltă 444 de cai și o valoare de vreo 790 de Nm. Motorul de sine stătător are două variante în funcție de anul de producție, 2017 sau 2021, și reprezintă modificare pe partea de interculere, două sau unul singur, respectiv admisie dublă sau simplă, adică cu o singură clapetă sau cu două. Și de asemenea filtrul de ulei este cu cartuș schimbabil din ăla integral, adică înșurubabil, sau cu element de hârtie, care nu e prea pe gustul americanilor. Și de asemenea motorizarea vine și pe variante pur termice, inclusiv pe această mașină, cu acea transmisie de 10 rapoarte, fără partea hibridă, sau completat fiind de partea hibridă și strict pe termic, va avea undeva între 352 și 392 de cai. Dar sunt variante de motor din acesta care nu sunt hibride și, de exemplu, au 416 cai, nu 440 și ceva, adică el de sine stătător, îmi dau seama acum că are mai mult decât spune 392, pentru că pe Lexus-ul 500, nu H, este un twin turbo clasic de 416 cai, de ăștia de-ai noștri, PS, nu HP, adică 1,36. Valoarea kilovatului, nu 1,34, mă refer la gradația aia matematică. Așa că vorbim de o mașină care, chiar și așa, la aproape 3 tone, cu siguranță pe drum public merge mare fel. Și chiar și fără sistem hibrid, motorul ăsta are un consum minunat. Și aici vorbim de motoare care au injecție dublă, adică și directă și multipunct, au două pompe mecanice de injecție directă, au de asemenea ciclu Miller la comandă, în sensul în care poate să meargă și în Otto și în Miller/Atkinson, VVT-ul este electric pe admisie, distribuțiile sunt pe lanț, Twin Turbo este cu sistem de wastegate-uri electromecanice, are supapă blow separată în admisie, sistem activ de răcire, în cazul ăsta e mai complex pentru că are și partea hibridă, iar bateria asociată este un nichel metal hidrid de vreo 1,8 kWh și este o baterie foarte robustă. N-au pus litiu-ion pentru că ăsta este gândit pentru tractări și pentru heavy duty. Așa că cu această mașină tragi 12.000 de livre, care înseamnă 5.700 de kg aproximativ sau 5.400, n-am reținut exact calculul, și 850 de kg în benă. Dar realmente, pe principiu, nu-i mașină ca Iveco nici la deal și nici la Peco și a multitudinii de Zafire și Vectre pe care le vedem în trafic. Eu cred că fără probleme poți să tragi o fadromă de 20 de tone pe platformă cu mașina asta, nefiind însă legal acest lucru și nu recomand treaba asta, dar o să vedeți că mulți le iau pentru ceea ce se numește în articolele de specialitate din engleză Creature Comforts. Este o mașină care prin acest nivel de echipare, care nu e cel de top, ăla de top are un nume propriu pe care nu l-am reținut și este vizibil mai scumpă decât sunt cele de bază. Dar asta este cumva nivelul 5 din 7, dar este cam la fel ca 6, dar în altă direcție. Și aici mă refer la faptul că este un elogiu adus statului Texas. Și atunci, șaua din care se face de obicei materialul de piele, din care se face o șa de cal, este montat pe această mașină. Și este Lexus Grade Leather, adică semi-anilină din aia șmecheră, cum îmi place mie să-i zic, care, din punctul meu de vedere al pipăitorului de mașini, ce sunt eu, tester pe aici, cum vreți să spuneți, după 1000 de mașini pe mână, eu cu mâna pe inimă declar că Lexus are cea mai bună piele din domeniul auto. Și aici nu mă refer la doar un aspect, ci la toate. Cum arată după 10 ani, 15 ani, am interacționat cu Lexus-uri care au 20 de ani. Nu se rupe pielea. Miroase natural, se vede că este piele naturală și este puțin tratată. Vopseaua aia se păstrează, nu face niște cute inestetice. Și am avut surpriza neplăcută să văd modele de
cu prețuri poate de 10 ori mai mari decât un Lexus, care au piele ruptă după un an, în condițiile în care proprietarii au 70 de kilograme și nu se îmblacă cu blugi, cu ținte. Așa că la nivelul ăla de 600.000 de euro cât o costa un Rolls Royce, mă așteptam să văd o piele un pic mai bună pe alocuri. Nu înseamnă că-s rele. Bentley-ul la fel, top de top. Connolly, să nu uităm de pielea britanică și ce se află în Jaguaruri. Dar cumva, dacă le compar, asta are un ceva al ei care o face să fie bine făcută. Și concurența acestei mașini sunt echipările alea Laramie, Longhorn, Ranch King sau King Ranch, cum se numește pe Ford, care e foarte tare, pentru că o să observ că în acele mașini ai scobitură în plafon și niște găuri scobite în podea. Pentru că domnul care are fermă o să aibă pălărie și o să aibă ciocate cu acei pinteni pentru conducerea unui cal. Și atunci, ca să poți să conduci mașina cu ciocate și pălărie, podeaua și tavanul sunt scobite. Așa înseamnă, zic eu, atenția la detalii pentru genul de oameni care chiar cumpără aceste mașini. Probabil pentru mulți care vin aici în zona europeană și se uită la genul ăsta de prezentări, mașina asta o să li se pară ceva cumva obscen. Este ceva mult prea mult. Dom'le, ce faci cu acea ceva? Dar știi cum e, după ce simți gustul, cum sunt puieții aia de lup sau de animale sălbatice prădătoare. Sughele laptele mamei, dacă când dau de gustul de carne, nu prea se mai întorc înapoi, sau de asemenea vampirii, când dau de gustul de sânge, așa rămân. Și dacă stai să te gândești, cea mai replică celebră, să zic așa, în sensul ăsta, este "Once you go black, you never go back", așa se spune prin niște filme de profil, la care teoretic e imoral să ne uităm. Și trebuie înțeleasă până la urmă. Nu cred că trebuie să ai nevoie de așa ceva, dar trebuie să o înțelegi, să o vezi, să o observi. Și cu siguranță motorizarea asta cu sistemul hibrid sunt ce trebuie și scot niște consumuri minunate, adică inclusiv producătorul dă niște cifre din astea de 8-10%, evident că dacă tu tractezi 5 tone și mergi cu 130 la oră, s-ar putea să consume simțitor mai mult. Dar așa, ca mașină de zi cu zi, este foarte confortabilă și mulți își iau așa ceva în ideea de a tracta, dar își dau seama că sunt foarte confortabile oricum ca mașini, au ampatamentul foarte mare, au tot felul de variații de suspensii și atunci chestia asta le face să fie niște mașini stil SUV, care au și o latură suplimentară de practic având acea benă. Și nu departe de aici, în Dâmbovița, vei vedea foarte multe astfel de mașini importate privat, pentru că oamenii aia fac agricultură și realmente cu cauciucuri, cu ținte, cu această mașină, poți să tragi plugul și să trai braz de la câmp. Nu e făcută pentru asta, dar poate să facă chestia asta. Și deși foarte mulți repară combine agricole, tractoare, tiruri cu zafire, care sunt încărcate până la de 3 ori refuzul, să zic așa, totuși, când ai bani și poți, mai bine faci chestia asta cu așa ceva. Și s-au mai luminat și și-au dat seama că se poate. Am un cunoscut care mi-a dat și mașină la filmat pe canal și el are un alt cunoscut care a construit o piscină și o pergolă. Respectivul cărabul lumacea de lemn și toate materialele de construcții pentru dale, piscine, ce făcea el pe acolo, cu un Subaru Forester diesel. Foarte bună mașina pentru mers normal, doar că el, trăgând vreo 2 tone de multe ori, a schimbat 3 motoare și ar fi schimbat la multe mașini, nu că era Subaru. Și și-a luat o Toyota Tundra generației anterioară cu motor multipunct de 5.7 și a pus pe ea GPL. Și asta înseamnă că avea 381 de cai, autoutilitar și consuma și puțin. Și total cost of ownership era mult mai mic. Și era o mașină mult mai mare cu care putea să facă foarte multe lucruri. Singurul defect era că nu mai încăpea în garaj. Și atunci o băga cu botul ca să nu plouă când intra în ea și rămânea ușa deschisă și jumătate de mașină era afară. Dar pentru asta sunt făcute și le vei vedea din ce în ce mai des. Reprezentanțe precum ProLeasing au început să aducă Ford 150, Silver Motors din Timișoara aduc toată gama de vehicule americane produse în state, respectiv GM-urile, care înseamnă și GMC, dar și brandul General Motors, adică Chevroleturile mă refer, cum ar fi Silverado sau GMC Sierra Denali, care poate să fie și HD-uri, dar nu cred că le aduc ei, Ram-urile, care sunt interesante pentru că au Hemi multipunct și sunt cel mai ușor de adaptat pe GPL și de asemenea TRX-urile, care sunt unele dintre cele mai puternice și de asemenea vei vedea la ei și Fordurile F-150 aduse cu tot felul de variante de motoare, 3.5 Twin Turbo sau 5.0 V8, pe care și cei de la Silver Motors știu că le aduc. E pestriță partea asta și eu zic că este interesantă. Revenind la Toyota aceasta, vom observa niște modificări. Este prima generație, la fel și Sequoia, care nu mai oferă V8. Ele, când au apărut inițial, de la bun început au oferit motoare mari. 4.000-urile alea de GR
puține variante diesel pentru că nu erau făcute pentru o piață europeană și au venit V8-urile, care au fost din familiile UZ, ăla de la țară de fontă cu 4,7, care avea distribuție pe curea și era cel mai simplu, deși viața și-a început-o ca motor cu bloc de aluminiu la Lexus-ul LS400, care este probabil cea mai importantă mașină din istoria auto prin ceea ce a însemnat tot proiectul și sper să-i dedic odată un episod individual, și pe urmă seriile UR, care au fost motoarele de 4,6 și de 5,7, care sunt cu injecție multipunct în acele situații, dar sunt anumite versiuni dintre ele care au și injecție directă. Și se duceau până la 381 de cai. Transmisiile asociate acelor mașini erau de 5 sau 6 trepte cu montaj longitudinal și niciodată Tundra și Sequoia nu au avut sisteme de tracțiune integrală permanente. Sunt part-time, adică au casetă de transfer care nu poate rula cu toate patru roțile cuplate pe drum public, pentru că neavând diferențial central sau sistem cu plăcuțe multidisc cu control de oricare, electromecanic, electrohidraulic, electromagnetic, nu poate asigura o propulsie clasică 4x4. Și asta înseamnă că sunt făcute în stilul clasic, sunt simple și de asemenea, pentru că au casetă de transfer part-time, au sistem de deconectare a uneia din planetarele față și întrerupând legătura rigidă a unui ax, de obicei cel drept, ciotul ăla care rămâne liber se va roti singur în contră față de cum se rotește în mod normal când e planetar acuplată. Și asta înseamnă că pe măsură ce mașina merge, doar tracțiune spate, planetara stângă se rotește integral odată cu roata, dar doar sateliții interiori ai diferențialului se rotesc pentru că ciotul ăla din dreapta nu mai e legat la roată. Și atunci toată carcasa diferențialului față, coroana sa și cardanul față, plus lanțul din caseta de transfer și pinioanele aferente stau pe loc și asta înseamnă o reducere destul de simțitoare a consumului când mergi pe drum public normal. La cuplarea 4x4 se activează acest sistem pe bază de vacuum de obicei. Alta alternativă la unii producători este întreruperea planetarelor ambe din capăt. Și în felul ăsta tot ansamblu stă pe loc, ăla mi se pare un pic mai interesant, ăsta poate să fie în unele cazuri de off-road sensibil, dar asta nu e mașină de off-road. Iar în zona casetei mai există funcția de reductor care se face cu un set de pinioane planetare și practic în interior ai un motoraș electric care comandă două furși selectoare. Una din furși se ocupă de tracțiune spate sau 4x4 și în momentul în care se mișcă, mișcă practic un colier care adaugă cardanului spate legătura cu lanțul care duce către cardanul față. Când face chestia asta se sudează fizic și în felul acesta se rotesc punțile la aceeași viteză și de-aia nu poți să mergi cu ea pe drum public, că nu mai poți să iei curbele și rupi una alta prin casetă. Am văzut berbeci care au venit de la Timișoara cu mașini și eu, că Hilux-ul meu e full-time. Păi l-ai făcut tu full-time, dar vezi că miroase ars după ce mergi vreo 400 de kilometri cu el. Următoarea furcă este cea care selectează cuplaj direct, adică 1 la 1, sau activează reductorul, adică forțează acel butuc planetar să înceapă să se rotească independent. Și în felul acesta, intrarea de la motor trece prin niște sateliți planetari care se rotesc de două ori mai încet decât nucleul care intră acolo. Și în felul acesta se reduce viteza de rotație și se amplifică cuplul la roți, de obicei cam 2,42 până la 4 la 1 se întâmplă reductorul, depinde de marcă producător. Pe spate, în trecut, mașinile astea aveau posibilitate de diferențial cu blocant. Fix asta nu are așa ceva pentru că ea nu e de off-road și, în general, nu prea ai nevoie de asta, deși dacă tragi o barcă foarte mare pe o rampă umedă, s-ar putea să ai nevoie de un asemenea diferențial, aftermarket se pot pune și părerea mea că oricum sistemul de traction control prin frâne poate să salveze mașina în acele situații. Cam ăsta este în linii mari sistemul ăsta de tracțiune și vei vedea cele 7 niveluri de echipare în state costă între 33.000 de dolari și vreo 72, doar că ăla este MSRP, Manufacturer Suggested Retail Price. Doar că în America există o mică camarilă, să zicem așa, o castă de dealer, care pot să umfle prețurile cât vrea măciuca lor, ca să mă exprim pe românește, adică prețul final plătibil, de multe ori s-ar putea să fie crunt de scump și e interesant să vezi că îți cam vând ce vor ei, nu ce vrei tu. Așa că prețurile de listă nu sunt întotdeauna un reper, nici măcar acolo și nici la noi. Dar în linii mari, probabil, nici n-am întrebat, doar bănuiesc, pe proprietar cred că l-a costat cam 100.000 să-și aducă mașina asta de euro, la care probabil se mai adaugă costurile alea de omologare, testul dinamic și mizerile alea specifice rar, că știi cum e, rarul nu se încrede în producător și mai sunt tot felul de discuții pe tema asta. Dacă s-ar aduce oficial, probabil mașina asta cam atât ar costa. În America
e mai ieftin de atât, dar fix această echipare vreo 64.000 de dolari. Diferența între echipări e dată odată așa. Unele sunt spate, altele sunt tracțiune integrală semi-permanentă, cum este și asta. Motoarele de bază sunt 3.5 twin turbo, 3.4 de fapt, care poate să aibă 352 sau 392 de cai, ăștia sunt cai europeni, să le zic așa, sau ai varianta asta de iForce Max, care fără Max este termic, Max-ul scoate alternatorul și mută toată partea de electrificare la transmisie. Este un sistem hibrid paralel, care are un ambreiaj de cuplare, adică mașina poate pleca de pe loc pur electric, pentru că motorul ăla care este lipit de convertizor lângă el, poate să miște mașina prin toate cele 10 viteze, inclusiv marșarierul. Dar în momentul în care motorul termic se activează, ambreiajul acela cuplează și practic împreună aceste motoare participă. Dacă statorul nu este energizat, motorul ăla fizic se rotește, este rotit de fapt, dar nu produce curent. Dacă însă statorul se activează, poate să producă curent și să fie încărcător pentru sistemul de baterie sau pentru cel de 12V sau să fie efectiv un alternator și dacă primește curent, participă cu boost, cu sau fără motorul termic participant acolo. Adică este gândit pentru un sistem de tractare. Nu-i mai performant neapărat decât ar fi fost un ECVT cu cai ăștia și cu motoarele astea, doar că având 10 trepte fixe, fizice, se concentrează mai bine pe genul ăsta de mașină. Și cutia de viteze este una cu 10 rapoarte longitudinală, care are 4 mecanisme de reductor planetar. Interesant este că față de abordarea pe care o are, de exemplu, un ZF cu 10 trepte, cu 8 trepte, vei vedea că acolo ai un set Simpson, adică un soare comun pentru două sisteme planetare și două reductoare planetare separate la spatele cutiei. Aici merg puțin diferit. Fiecare sistem planetar are propriul soare, doar că în fața cutiei există, sau în interior, în partea din față, primele seturi, sunt conectate prin sateliți comuni, care sunt efectiv niște tuburi, care acționează însă asupra unor sori diferiți, iar la spate ai parte de două reductoare planetare separate și împreună aceste patru seturi pot avea menținute pe loc sau lăsate libere anumite componente, soarele, sateliții planetari și coroana, cu ajutorul a 5 ambreiaje de cuplare, parte din care sunt ambreiaje de blocare, care practic prin strângere opresc un ansamblu, iar altele sunt rotaționale, care prin strângere, alături de rotația pe care ele o au deja, mai cheamă anumite elemente. Și împerechind sistemele astea cu ajutorul unui bloc de valve, ai posibilitatea de a obține 10 rapoarte. Și pentru că nu este un mecanism lepeletie, care presupune un sistem de planetar simplu, plus unul Ravigno, care înseamnă doi sori de mărimi diferite, în jurul căruia orbitează niște sateliți diferiți cu coroane comune, care au 6 trepte în total, ai treaptă de 1 la 1, ceea ce la un ZF6HP, GM6LE, acea transmisie, sau, de exemplu, Aisinu de 6 rapoarte, unde acolo nu există treaptă de reducție 1 la 1. Ai 0,9 sau 1,1, dar nu fix unul în cap, pentru că acolo tot acel ansamblu nu se poate roti cu totul unitar, pe când aici se poate obține acest lucru, așa ca mic fapt divers. Și ce mai diferă la mașini? Este partea de suspensii, pentru că cele de bază vor avea un sistem în general care este simplu, amortizoare de bază, pe urmă sunt amortizoare Bilstein, care au niște servovalve puțin mai complexe, și echipările de top vin cu un sistem foarte interesant de la Fox, cu două valve hidraulice, sistemul Live Valve, care este pe vehiculele Raptor. Și acolo vorbim de alt tip de suspensie, mult mai modulabil, o gardă la sol mai înaltă cu 5 cm și de asemenea posibilitatea de perne pe spate. În general, majoritatea acestor camionete de la Toyota sunt cu arcuri elicoidale, însă sunt și variante care au foi de arc, de exemplu, din start, cine nu are foi de arc este Dodge Ram, dar poate să aibă posibilitate de perne all around și să se ridice cu totul. F-urile vin cu foi, dar Raptorurile și Raptorurile R vin de asemenea cu arcuri elicoidale și cu suspensiile Fox. TRD-ul, de exemplu, de la Tacoma, vine cu diferențial central cu torsen, cu blocant, are suspensii EMU, Old Man EMU,
și de asemenea suspensii în scaun. Este alt tip de mașină decât aceasta și are un motor de 2.4 twin turbo simplu de 4 cilindri din aceeași serie Dynamic Force. Practic motorul ăsta este o evoluție a întregii serii Dynamic Force, face parte din aceeași gamă cu cele de 1.5 3 cilindri, cele de 4 cilindri de 2 litri, 2.5 și 2.4 turbo și există și o versiune diesel twin turbo cu un concept foarte apropiat de cel al unui SQ7 TDI, adică turbine hot inside V. Ăsta este cu turbine pe afară, seamănă cu, nu știu ce să zic, un Nissan twin turbo și apropo, de la anul Infiniti QX80 în America o să aibă un twin turbo de 3,5 litri VR35DDT, care are două turbine, injecție directă și este practic o evoluție a motorului de Nissan GTR-R35. Și e interesant la acest motor să vezi că ai și injecție directă și multipunct. Interculerele, fie că sunt unul sau două, sunt răcite cu apă, deci au un circuit propriu separat. Implicit admisiile pot să aibă două sau o singură clapetă de accelerație. Ai patru lanțuri de distribuție, dar e o mențiune interesantă. Deși pompa este antrenată cu un lanț, fizic ea se află în capacul distribuției la nivel cu arborele, nu undeva jos în baie. Și în felul ăsta ai gardă la sol mai mare. Și de asemenea, pe partea superioară, un lanț mare mișcă externele, adică evacuarea, și admisiile sunt legate de evacuări, mă refer la arbori cu came, prin niște lanțuri simple. VVT-ul pe admisie este electromecanic, IE, adică ai un motoraș electric care dacă merge în sincron cu arborele cu came, nu se întâmplă variație pe distribuție. Dacă o ia mai repede sau mai încet, apare avans sau regres. Și în felul acesta poți să modifici raportul de compresie în timp real, jucându-te între cicluri Atkinson și Otto, 78 de grade variație în raport cu arborele, care la nivelul arborelor cu came înseamnă jumătate din gradația arborelui, adică fizic plaja de mișcare este de 78 împărțit la 2, cât o da acolo, că nu-mi dă mie matematica în acest moment. Ați înțeles ideea, iar pe evacuare sunt variatoare hidraulice. Galeriile de evacuare sunt integrate în chiulasă, unghiul dintre supape este de 41 de grade, chiulasele sunt de aluminiu și au mai multe etaje pe răcire și e interesant să vezi că arborii cu came sunt plasați într-un fel de modul separat, au culbutor cu compensare hidraulică și niște arcuri care sunt așa bombate, Beehive Springs se numesc, în sensul în care poate să le pună niște culbutori micuți. Și segmenții și tratamentele de suprafață pe cămăși sunt destul de avansate, dar e de apreciat că folosesc cămăși de fontă, nu de tot felul de aliaje și complicăciuni din astea inutile. Iar în partea de jos blocul este de aluminiu, de tip open deck, răcit ca lumea cu apă, are pompă mecanică de apă, dar este interesant că folosește un viscocuplaj cu viteză variabilă, care este controlat electronic ajutorul unui sistem hidraulic. Este o chestie pe care am mai văzut-o pe tractoarele John Deere. Adică chiar este un sistem avansat și e heavy duty. Alte motoare vin cu ventilator electric. Și în linii mari, na, cam ăsta este motorul. Hai să deschidem capota să-l și vedeți în persoană, să zic așa. Sau în metal, că nu este viu. Și după aia în interior, nu știu dacă o să conduc mașina. Oricum, pentru un public, sigur n-am cum să o conduc, că ea nu este matriculată. Dar poate o porne și dau un pic de roată pe aici. Deși e relevant în vreun aspect legat de test de consum și așa, dar măcar să auziți cum toarce acest motor. Un pic mare botul mașinii, aici putem să vedem motorul, care se vede că este formatul nou pentru care are un singur intercooler, care are o singură clapetă de accelerație. Din câte știu, pe Lexus-ul LS este cel cu două, s-ar putea ca ăla să aibă, e și normal de fapt, pentru că ăla e un motor de 416 cai el singur, 421, de fapt că sunt cai din aia diferiți. Și atunci acolo e un debit de aer mai mare și sunt niște diferențe fizice. Și Hilux-ul 2.4 vs 2.8 au genul ăsta de diferențe și se poate vedea foarte clar că e un motor pitit. Nici nu-ți dai seama ce fel de motor e, la câtă mățăraie este pe aici. În principiu, fiind un V6 la 60 de grade, este perfect echilibrat. Are două admisii, adică filtru de aer de bidmetru și fiecare turbină își primește aerul prin această tubulatură și după aceea comprimă și bagă direct prin aceste țevi, pentru că dacă te uiți, intercoolerul fiind pe motor, n-are nevoie de traseu în bară. Așa că în partea asta mai sunt niște elemente de menționat, supapele blow-off, câte una pentru fiecare banc, deoarece cel puțin la acest motor ar fi fost suficientă una, că ele comunică într-o singură admisie, dar la Lexus-ul LS, fiind două intercoolere, două clapete, admisii dublate, fiecare ramură este cu treaba ei. Aici mai vedem niște rezonatoare, de asemenea în partea de jos
Turbinele sunt destul de pitite și acolo este și wastegate-ul motorizat și tot aici se află și furtunurile pentru evacuarea gazelor de carter și a vaporilor din rezervor. În zona asta, pentru că este pe o camionetă, motorul are sistem de răcire cu ventilator cu vâscă cuplaj variabil. Adică se poate vedea că jos acolo este un mecanism cu o mufă. Deci nu e doar un simplu vâscă cuplaj dependent de temperatură, este și controlabil electronic. Și mașina nu are, din câte știu, un alternator convențional, pentru că practic nu are nevoie și el ar fi fost undeva pe stânga, dar nu-i văd prezența aici. Și pe unele mașini are servodirecție hidraulică, însă aici nu știu de ce ar fi pus chestia asta și nici nu văd bidonul de umplere pentru servoul hidraulic, așa că o să zic by default, așa că este un sistem clasic. Pe urmă, ce mai este relevant de văzut este că are sistem de frânare convențional, în timp ce majoritatea Toyotelor folosesc un sistem electromecanic de la Bosch, iBooster, sau unul de la Advix, electrohidraulic cu pompă. Ăsta e frumos cu vacuum, cu sistem conex de ABS-SP, așa că în spatele motorului undeva există o pompă de vacuum care furnizează aceste lucruri și de asemenea niște conducte de vacuum, precum, dacă nu mă înșel, este chiar aceasta de aici. Sunt cele care deconectează planetara față din partea stângă în cazul ăsta, ciotul ăla respectiv, ca să poată să aibă sistemul de front axle disconnect. În rest, pe aici se mai poate vedea compresor de aer condiționat și cam atât, niște role întinzătoare, pare destul de simplă situația. Și pompa de apă mecanică este integrată în capac, pentru că mai e o pompă electrică pentru intercoolerul ăsta. Sunt două circuite de răcire și în partea din față se văd două radiatoare, unul mic, unul mai mare și cel de aer condiționat. De asemenea, trebuie să existe și răcitor pentru transmisie. Sunt o serie de pompe, sisteme pe aici și na, cam atâta este în linii mari. Pompele de injecție fiecare pe o singură parte și mai mult decât atât nu prea pot să arăt. Așa că putem să vedem multe elemente comune care au legătură cu sistemul de motoare pe care l-au avut. De asemenea, între motoare mai diferă prinderile, mă refer la suporții motor, pentru că sunt puși pe o varietate destul de mare de mașini. Unii dintre ei știu că au și prindere din asta clasică activă, iar senzoristica la fel destul de complexă. Clar nu va fi un motor la fel de fiabil ca UZ-ul ăla de 4.7, dar totuși se duce și la alte performanțe și având injecție duală poate să meargă împreună sau doar cea directă și de asemenea poate să obțină amestec omogen sau stratificat și nu vor exista depuneri pe supape. E un motor cu o rezervă destul de mare de putere, părerea mea că deja s-au ocupat ăștia să le tuneze, să le facă și ce mai are, nu are termostat. Are un fel de sistem de bloc de valve care distribuie antigelul pe unde e necesar ca să fie tot ok. Și altă chestie ciudată este că 2017 are filtrul de particule, 2021 nu. Căci că încă nu trebuie să omologheze nu știu ce standard de pe acolo, așa că fix mașina asta e posibil să nu aibă sistemul acela de filtruri de particule. În rest, un V6 convențional, nu-i vreo diferență majoră pe partea asta și știu că mai are niște flapsuri pentru filtrele de aer ca să tragă aer din mai multe surse, adică unul cald sau unul rece în funcție de situație și cam atât în linii mari. Un motor modern, adică cine zice că domne Toyota nu prea are motoare performante, se înșală. Ce mai am uitat să zic? Jeturi de răcire la pistoane, unele controlate pasiv, adică la o anumită presiune ele deschid, cu un sistem comandat suplimentar electronic care deschide la comandă. Deci fiecare piston are 3 jeturi proprii de răcire, cam așa. Și bănuiesc că manopera la motorul ăsta e mai complexă, pentru că dacă ai orice de schimbat, inclusiv bujii, nu pare să fie foarte, foarte simplu. Așa că momentan mi-am făcut datoria și am arătat ce era pe acolo. Sistemul de prindere al capacului are aici niște cleme și potrivești cumva poziția, o să le prind eu ulterior. A ajuns aici frumos și s-a închis. El este chiar așa, capacul are o formă ca de meduză. Capota se trântește cu încredere și putem să vedem talia mașinii. În primul rând, uitați-o cât este pe lângă un CHR sau pe lângă un RAV4. Adică are o statură impozantă. Cred că astea sunt niște roți ori puse, nu știu, pentru export, că par destul de mici.
ar arăta mai interesant cu niște anvelope mai mari, se vede foarte clar că încap în zona asta. Evident, în funcție de talie, sistemele de frânare au diverse discuri pe acolo. Sistem cu dublu braț pe partea asta de suspensie, niște bare antirului foarte hotărâte pe acolo. Și are o chestie interesantă, ca să deschizi bena, de multe ori fiind mașină mare, că ea are 5.9, 6.2 sau 6.4, asta este de 6.2 lungime, și ai bena, de fapt, are 3 dimensiuni. Și de multe ori, dacă parchezi cum ai parcat aici, ar trebui să te târăști pe un boschet să deschizi asta. Faci așa frumos și ușa asta se deschide. Doar că, din păcate, nu are un sistem de închidere electric și bena este destul de ridicată. Nu are, de exemplu, versiunea aia de treaptă pe care o vezi la RAM, care iese de dedesubt. Și specific ce au ei, o evacuare destul de consistentă, care nu se aude neapărat atât de intens, prize de 110V, iar în pas 120 cât au, și cui din ăla de tractare american, cu lumini în spate, prize de asemenea de alimentare și, foarte important, ce mi se pare relevant, sistem de frânare independent pentru remorcă și un sistem de ghidonare al acestei remorci. Oglindă digitală, o să vedem la interior, și în partea asta multe adaosuri care pot fi făcute. Bena poate fi spălată cu furtunul la propriu și ceea ce o să vedem în interior se depărtează de ceea ce te-ai aștepta să vezi la o camionetă. Americanilor le place cromușor, cum ăsta fiind pentru Redneck Edition. Are destul de multe elemente din astea stridente. În partea din spate, în primul rând, e foarte mare. Și aici poți să vezi chestii de confort, precum această geamul care are perdeluță. Luneta, din câte știu, poate coborâ electric, să și vede că are cheder și coboară toată. Asta este interesant. Banchetele acestea se pot ridica și aici sunt tot felul de spații de depozitare, inclusiv bateria. Și spătarele acestea se pot da pe față, pentru că aici, de asemenea, ai, uite, un cric hidraulic. În partea asta tot felul de elemente, uite, antifonări diverse. Iar aici în spate, dacă te uiți la calitatea acestor materiale, chiar este foarte bună. Ornamente cu piele de diverse culori, de asemenea în partea asta piele. Ăsta este lemn real texturat, este furnir, este exact aceeași calitate pe care o vezi la Lexus, doar că fețele astea de uși sunt puțin mai spartane, pentru că așa trebuie să fie pe genul ăsta de mașină, ca să poată să aibă gardă la sol, care este consistent, adică mie mașina îmi vine până puțin sub genunchi, cred că are 25 de centimetri lejer gard acolo. Este podeaua destul de înalt, așa că urcatul în mașină e cu un pic de treaptă. Și aici putem să vedem încălzire, ventilație, două porturi USB, priză de 120V. În partea asta nu are mânere sus, dar are niște cârlige de prindere. Și poți să vezi faptul că e mult mai mult loc decât într-o camionetă, mașină normală. O cotieră simplă cu un spațiu de depozitare aici. De asemenea, în partea din față un suport de pahare, ventilațiile astea acolo, mânerele laterale pentru susținere. Și fix în spate aici, nu este, de exemplu, mai mare decât e ramul pe înălțime, dar parcă e puțin mai voluminos spațiu pe alte direcții și este foarte bine finisată pentru criteriul ăsta, cel puțin. Tavanul pare destul de solid și mulți nu o să guste, probabil, sau nu înțeleg mașina asta și poate o să zică că e prea pătrățoasă, dar așa sunt ele, adică nu o să faci o mașină fluidă în sensul ăsta. Iar oglinzile, de asemenea, sunt foarte ample. Fiind mașină de America, oglinda aia are zoom și o să arăt imediat la ce mă refer. Scaunele sunt cu reglaje multiple pe față și, de asemenea, putem să vedem că zonele de uzură sunt dintr-o piele puțin diferită și, de asemenea, perforată și aici. Și sunt niște perforații interesante, care, dacă nu mă înșel, de la o anumită distanță arată ca harta Texasului. Tetierele, de asemenea, reglabile. Accesul în față este facil. Torpedou cu tot felul de etaje pe aici, nu are nimic spațiu sus de depozitare. Cumva pe la alte camionete găsești o modularitate mare pe partea asta de sus. Din nou, furnir. Aici este un material tare, iluminat ambiental, cu săturile astea moi pe aici și o cotieră modulară. Adică aici, practic, ai parte de un sistem interesant, este un capac de depozitare aici. Există, de asemenea, spațiu de depozitare, mufe USB, ventilații în partea de jos. Poți să ridici toată această cotieră și ai niște compartimente modulare, suport pentru bănuți pe acolo.
Iar aici este un mare suport de pahare, care are o deschidere interesantă, încărcător de telefon, sistem audio JBL, încă o mufă USB aici, toate comenzile de climă la buton, ventilații, încălzire, circulări, toate cele, ecranul de 14, ceva inci parcă, iar în partea asta este selectorul de tracțiune integrală, pentru că practic ai pozițiile spate, 4x4 ușor, 4x4 greu, și asta se comută în mers, iar asta doar pe loc. Moduri de condus, inclusiv ăsta de tractare, și aici suplimentar ai activarea pentru rulotă, pentru remorcă, pardon, și sistemul de frânare suplimentar pentru remorcă, și în partea asta este metoda de ghidaj pentru remorcă. E foarte important acest sistem, mai ales când tractez mult. Sus aici oglindă cu închidere heliomat, dar și cu ecran, cu celebru sistem de home link, cu care poți deschide uși de garaj. Suport de pahare, de ochelar, pardon, zic prostii. Și în partea asta este trapa cu niște butoane pentru luneta aici. O să dau totuși o cheie să pornesc. Aici o oglindă cu LED și cam atât în linii mari. Hai să vedem cum e. Faruri LED care par avea sistem cu proiectoare, cu lupe. Cheia este în stil american, o am un buzunar pe aici și este cu buton din ăla de panic, arată cam așa. Și teoretic aici ai și pornire dacă le ții lung apăsat. Comenzile pentru geamuri și memorii. Și de asemenea, funcție de easy access, volanul și scaunul sunt electrice. Și ai și un buton suplimentar pentru partea asta de pernă. Lombar pe 4 direcții, pare să fie. Și aici multe butoane la genunchi, farurile automate. Încălzire în volan, activarea de priză spate, asta cred că este ceva încălzitor suplimentar, și niște chestii de luminozitate, tot felul. Și acum să auzim cum toarce acest motor, care ar trebui să aibă butonul de pornire aici. Are un sunet de burlan în prima fază, să zic așa, dar oricum este foarte interesant. Și volanul este cu încălzire, cu reglaj, cu toate cele, n-ai nicio treabă. Și aici mi se pare că fontul ăsta este puțin ciudat, sunt prea mari aceste litere, adică e ceva totuși complicat. Puteau să-l facă puțin mai mic, însă navigația are conectivitate, arată destul de interesant aici. Acum depinde cum sunt ele, cu XM, radio, satellite, toate cele. Și în principiu, dacă te uiți la meniu, o să vezi partea asta de navigație. Pe mașină, toate consumurile astea văd că sunt ăsta, îl ignorați că n-are cum să fie atât, e pur și simplu că e mașina stată pe loc. Și ai tot felul de setări diverse care pot fi făcute, dar astea nu sunt, mă rog, mașina nu e inițializată și de asta cred că încă nu apar toate treburile astea. Ok, iar bordul este unul complet digital și dacă te uiți pe el, are mai multe paginări, adică în principiu la fel ca la celelalte Toyota, ai afișajele astea de consum, pe urmă ai navigația care e o busolă, melodiile, tot felul de informații, trailer brake control, cred că asta înseamnă TBC, și dacă te uiți la butoanele astea când le miști, ai niște conexiuni pe aici când apeși pe ele, dar trebuie să recunoască rulota și trebuie să-i setezi tot felul de parametri și poți să setezi mai multe modele, ele ține minte, le stochează acolo și ai tot felul de chestii. Sistemele de asistență la fel prezente pe partea asta de aici. Poți să reglezi stânga sau dreapta. Astea sunt reglajele de rulotă, care cred că trebuie ținute lung apăsat și apar aici tot felul de informații suplimentare. De asemenea, ăsta e foarte tare, trailer light check, adică nu trebuie să chem pe unul să-ți apese frâna ca să vezi dacă îți mergi stopurile, și atunci are el sistemul acela în care pulsează și poți să te duci singur să verifici chestia asta. Și setările de vehicul sunt de asemenea aici, toate funcțiile astea de start, stop, sisteme de asistență, meter settings ăsta care ți arată, de exemplu, vitezometru cu turometru integrate. Ar trebui să aibă undeva poziție ca să-ți arate două ceasuri. Iar în partea asta laterală are de asemenea un înclinometru din ăsta de off-road, temperatură și cu nivel benzină. Și în partea asta îți arată și voltajul din bateria de joasă tensiune, fiind 19 V. Și jos acolo cred că este
nu-mi dau seama dacă e ceva nivelul de ulei sau presiune. Da, e presiunea, pentru că în momentul în care accelerez crește la H. Cam ăsta ar fi în linii mari, foarte mare volanul ăsta și arată destul de masiv, interesant. Se potrivește totul pe mașina asta, că de exemplu pe unele Lexus-uri, care sunt fluide la formă, așa parcă nu merge neapărat ecranul ăsta mare, dar aici că e boxy totul, mi se pare că merge foarte bine. Și în linii mari, da, infotainment-ul e puțin mai avansat ca opțiuni pe ce vezi pe Toyota, dar ăsta nu e activat în situația de față. De asemenea, în partea asta are tot felul de camere care pot fi activate și dacă tot sunt în ea, hai să dau roată, că nu o să conduc pe drum public și oricum e ca și cum mergi, nu stau să fac demaraje, motorul e rece. E vorba doar de așa, o mică savoare pe aici și în principiu aș vrea să opresc climatizarea ca să nu se mai audă. Nu m-am uitat, de exemplu, da, compresorul de aer condiționat este pe curea, pentru că sistemul fiind hibrid, n-are de ce să facă treaba asta clasică. Aici, dacă te duci pe treaba asta și pleci cu ea de pe loc, e o mașină foarte mare, dar foarte bine antifonată. Deci se aude excelent. Este un powertrain, să zic așa, total deconectat în sensul bun. E mult mai silențioasă la plecare decât este RAM-ul, de exemplu, și problema cu oglinzile astea americane. Foarte mult zoom. Este, așa au ei, oglinzile astea. Sunt foarte amplificate, adică te doare capul când te uiți la ea și nu prea vezi mare lucru. Adică vezi în spate destul de bine, dar nu pe o gamă destul de largă. Și este într-un fel de condus, adică are... Aia, când apeși un pic pedala, se simte plăcut. E într-un fel. Da, e foarte mișto la senzație, pentru că e legat, adică e o mașină mare, stă bine. Nu mi se pare o suspensie rigidă, are un ecou interesant, confortabil, e... Asta fuge, dezbate multe mașini cu pretenții. Este însă foarte lungă, se simte și la parcat probabil va fi puțin mai ciudată. Dar oricum, ce mi se pare totuși ciudat e că aici la auto are doar trip, dar nu ți arată... Trebuia să aibă și un info din ăsta de flux, de curent, ceva, pentru că nu... Aici normal trebuia să afișeze sistemul ăla hibrid, cel puțin așa au Lexus-urile, dar aici nu este afișat. Mă rog, oricum, la ce mini plimbărică facem acum e ok. Foarte mișto ca feeling, oricum, nu mă așteptam să fie așa cursiv, mă așteptam să fie mai gălăgios cumva. Și acum dacă mă uit într-o parte acolo, ar trebui să pot parca fără probleme. Se vede în oglindă cât de mare este. Maneta asta cu simț de răspundere, așa are un pas destul de scurt și îmi place asta că nu trebuie să-l plimbi foarte mult. Iar grafica camerelor este bună, chiar mi se pare că o vedere bună în HD. Și acum, la cât ai animalul este, mi se pare că o ghidonez destul de bine. Voi vedeți ecranul puțin ciudat pentru că am filtrul de polarizare pe această cameră. Cam așa era și atunci. Ăsta este clasic piuitul de Toyota pe care îl știm cu toții și văd că s-a încetinit singur în momentul în care am băgat acolo. Iar mașina ce mai are auto hold pe funcția asta normală, asta este frâna de parcare și da, singura critică e că mă așteptam în meniu să arate o diagramă pentru sistemul ăsta hibrid, însă fac mențiunea că este posibil ca ea pur și simplu să nu fie inițializată acum și de asta să fac așa, dar totuși în zona asta de ecran, dacă nu mă înșel, ar trebui să arate niște lucruri. Una alta pe acolo, dar văd că nu le arată. Doar rulote. Da, cine știe, astea sunt așa, e un prim contact. Eu am vrut să simt mașina asta, adică n-am stat să... A fost... N-am citit mult despre ea sau să fie ceva, pentru că pur și simplu am vrut să arăt niște lucruri aici și dacă mă duc pe... Vehicle... Speed meter units, push ok.
Deci eu îmi dau seama că acum s-ar putea să fi făcut o confuzie în ideea în care mașina asta să nu fie efectiv o hibridă și nu-mi dau seama de ce. Pentru că are eco, deși uite, acolo arată transmisia. Tow haul, drive mode. Pentru că ea nu are parte de hibrid. Nu știu de ce am avut eu în cap că ăsta este un iForce Max. Deci înseamnă că undeva acolo se află și alternator. Pentru că nu văd porțiunea de hibridă, efectiv. Și dovadă că pe ea ediția respectivă este disponibilă cu ambele versiuni. Și de asta e logic să nu apară treaba asta. Deci probabil este un 392 de cai. Scuzați confuzia, dar oricum, chiar dacă ar fi fost hibridă, nu se văd cablurile alea sub zona de capotă. Și acum se leagă lucrurile că sub zona de banchetă eu n-am văzut nicio baterie. Asta este interesant. Da, asta e tare. Și mai era altă chestie care ar fi fost clasic dacă se întâmpla, și anume prezența siglei hibride undeva pe capota, adică a bateriei nichel metal. Ca să nu... Pentru că aici normal apar părțile astea. Și ea apare cu motorul acesta, direct fuel plus sequential fuel injection, și nu apare altceva pe aici. Da. Categoric nu pare a fi hibridă. Acum îmi dau seama. Și chiar sunt curios dacă cea hibridă n-avea cumva compresorul de aer condiționat normal și sistem de frânare pe hibridă, cu siguranță ar fi fost din ăla, cu acumulare hidraulic. Că dacă te uiți pe aici, pe partea asta, scrie doar Tundra 4x4. Da, deci mașina asta nu este hibridă. Dar nu contează, că oricum transmisia este absolut la fel. Și am vrut totuși să detaliez și sistemul acela, așa că oricum motorul era absolut identic din perspectiva mecanicelor, mai puțin un pic departe de curea de accesorii. Dar nu vezi absolut nimic prin partea de aici, așa că sper că v-a plăcut și oricum, cu o mică plimbărică pe acolo, a fost și interesant. Hai, mai stați două minute că e păcat, uite, știi ce frumusețe aici. Ăsta e un Land Cruiser 70 serie scurtă, e de prin 84-86 din cum arată. Este o mașină care a fost varianta, e predecesorul primului Prado, Land Cruiser-ul Cozona, cum îi zic eu. Adică ele au fost împărțite în Light Duty și Heavy Duty. Heavy Duty erau J70-urile, J40-urile, Land Cruiser-urile clasice, care ulterior a evoluat în seriile alea, parcă 90, 100, 120, au mai fost 105-urile, ultimele care parcă au avut osie pe față. Asta e un off-roader din ăla clasic, e și preparat, are vopseaua asta, Predator, parcă se numește stilul acesta. Și putem să vedem modificări de tipul troliu, osile cu amortizor din acela de direcție, pentru că poate să aibă problema aia de voblaj, punți solide, frumos. Și este o mașină așa, foarte drăguță la stil. În interior, scaunele astea originale cu turbo, scris, asta înseamnă că e motor de 2.4 sau 2.5 turbo diesel. Cu tamburi pe spate, ia uite la suspensia. Tratament ca lumea pe șasiu, cardan, casetă de transfer, evident part-time caseta. Ce drăguțe sclanțele astea micuțe pe aici. Și observ că e și de vânzare. Ia să vedem, poate cineva e interesat. Nu are un număr pe aici, dar se confirmă. Uite, 86, deci am greșit un pic anul cu vreo 2 ani. Și ce-mi place că era un formatul ăla în care pe butoane scrie ce fac. Closed, open, chestii de genul ăsta. Și avea o tentă maro la plastică raie înăuntru. Se vede acolo maneta de schimbător de casetă, care are 2H, 4H pe liber, ca să poți să o tractezi, și low 4, plus schimbătorul manual clasic, care ar trebui să aibă 5 rapoarte, manete, stație. Foarte drăguț. Asta e chiar o mașină de colecționar. Știu un domn pe nume Răzvan, care e jurnalist în domeniu și cu siguranță ar aprecia așa ceva, deși are deja vreo două din câte țin minte. Ce mai interesant la configurațiile astea vechi, că au diferențialul pe o parte. Da, păi cam atât am vrut să vă zic. Și da, e termică, nu e hibrid. Mister lămurit, nu e hibridă, pentru că aici putem să vedem pe codul ăsta VXKA, care este termica,
KH ar fi fost hibrida și 75 lungimea, mă rog, alte chestii. Deci are 392 de cai pur termic, așa că acolo la capotă se află și un alternator convențional și motorul este identic cu cea de hibrida, asta a fost ideea. Păi, cam aici îmi iau la revedere pe bune și uite, se vede și lumina așa. Să vedem, asta e altă cheie de la o camionetă puțin mai mică cu care am venit, pe care am filmat-o deja astăzi și a fost interesant că le-am arătat-o și celor de la Toyota. La revedere!